Mai multe culte respectă azi ziua de sabat. Printre cei care înțeleg că sâmbăta este zi de odihnă a Domnului, sunt evreii și adventiștii de ziua a șaptea. Aceștia declară că nu vor vota și nu se vor putea prezenta la vot datorită zilei de sărbătoare. Noi credem că Biblia ne încurajează și ne arată că porunca a patra lui Dumnezeu din Decalog trebuie să fie respectată. Aceasta incluzând faptul că într-o zi de sabat sau de sâmbătă noi ne închinăm, avem o relație deosebită cu Dumnezeu, renunțând la tot ceea ce înseamnă lucru obișnuit, firesc. Dacă ar fi să ne gândim că dreptul a vota este un drept pe care noi ca și cetățenii îl avem, de cealaltă parte a lucrurilor găsim în Biblie obligativitatea de a păstra legea lui Dumnezeu. Și avem de ales în ziua de referendum între un drept care îl avem prin lege și o obligație față de legea morală lui Dumnezeu. Nu vom sta 12 ore la slujbă și în felul acesta să fim împiedicați de a merge la vot, ci pur și simplu noi socotim că Biblia ne arată limitările zilei de odihnă a lui Dumnezeu. Și limitarea aceasta începe de astăzi, de vineri seara, de la apusul soarelui și ține până sâmbătă seara la apus. Dacă ne uităm pe calendar în jurul orei de 20-40 și ceva de minute, la Roma apune soarele. Deci, după ce se închid urnele, nu vom putea participa pe baza principiilor enunțate anterior. Deși s-au inițiat numeroase memorii autorităților centrale, acestea nu au răspuns demersurilor cultelor. Măsurile acestea au fost discutate la nivel central, au fost înaintate cereri către organele statului pentru a ne facilita dreptul la vot. Am propus chiar și o mărire a perioadei de vot până la ora 22 sau 24 ar fi fost suficient ca să ne mobilizăm și să putem merge la vot și dacă ar fi să facem trimitere din nou la Sfânta Scriptură, suntem încurajați ca să dorim binele locului unde suntem și suntem încurajați să ne implicăm activ în viața comunității locale în care ne desfășurăm activitatea. Dar toate lucrurile acestea până la limita legii lui Dumnezeu și preferăm ca să oferim întâietate slujbei noastre către Dumnezeu și închinării noastre către El în această zi deosebită. Au fost demersuri pur și simplu înaintări scrise către Parlamentul României, Guvern, Președinție. Au fost și o serie de liste pe internet prin care cei doritori au putut să-și exprime opinia în legătură cu acest demers. Nu am fost singura comunitate din România care a făcut demersul acesta. Am înțeles că și comunitatea evrească a inițiat acest demers, dar din păcate fără rezultat. Ne pare rău pentru asta, dar nu vom putea să mergem la vot în această zi. În ceea ce privește numărul persoanelor care nu își vor exercita azi dreptul la vot, Biserica Adventistă strict din oraș, undeva în jur de 300-400 de membri local, dar dacă socotim și împrejurimile, ne apropiem la 700-800 de membri împreună cu aparținătorii care se alătură Bisericii Adventiste. La nivel național, după ultima statistică, de la sfârșitul lui 2006, era vorba de 71.000 de membri plus aparținători care ar putea ajunge la cifra de 100.000, fără să socotim comunitățile din diaspora, care unele sunt numeroase, ajungând la 7.000 de persoane în Spania și în celelalte țări din lumea aceasta.